În general n-am fost de acord cu antrenorul, mi s-a întâmplat și mie să fiu schimbat că am greșit sau că am început slab meciul. E foarte urât să fii schimbat în prima repriză sau chiar și la pauză. Adică mai ales când ai un jucător cum e... Te-a schimbat și pe tine de două ori, Gigi, acum te superi. Pe om. Dă banii! Și în dă banii! Dă banii! Știi cum e? Dă banii! Acum, nu înțelegi, Florin? Era bine când îți intra banii la teșcherea pe X ale lunii, era bine? Era bine când îmi intrau în Anglia, atunci era bine. Atunci, da, înțeles. Așa. Deci ai pățit-o și tu, nu? Am pățit-o și eu, nu la Steaua, dar am pățit-o în Anglia. Cred că și la Steaua ai pățit-o. Ce să fiu, nu mi-au aminte. E, normal, nu vă mai aduceți. Ba da, am pățit-o și la Steaua. Așa. În meciul cu Stuttgart am fost cumva la pauză. Da, și cum a fost? Mi-am pierdut atacantul din, mă rog, fundașul. Din Marcaș? Din Marcaș și a dat gol capul la corner. Și cum te-ai simțit? Oribil, cum să mă simt. Oribil. Și ce ți-a zis? Cine era antrenor atunci? Reghe. Și ce ți-a zis Reghe? Rămâi la vestiar. Mi-a zis ceva. Rămâi la vestiar, era... 3-0 sau ceva de schimbam pe toți, ne-au spulberat. Tu știi ce s-a întâmplat, nu? Că primise telefonul. Stai să mă gândesc dacă știam. Că am avut un moment, o revelație la un moment dat, un meci la Vaslui, când a fost prima oară în cei cam 3 ani erau până acel moment, când eram la, de când eram la Steaua, când am făcut deplasarea cu echipa și n-am prins lotul. Așa. Și m-a afectat destul de tare. Și atunci am fost în tribună și am nimerit în lojă cu domnul Becali. Așa. Și eu fiind destul de tinerel pe atunci și nu prea credeam în poveștile cu schimbările, am avut un șoc când am văzut că suna să spună bagă-l pe ăla sau bagă-l pe celălalt. Încă din prima repriză deja? Nu. Vorbesc de a doua repriză. Dar eu nu credeam discuțiile astea că... se fac schimbări. A, n-ai crezut. Deci ai rămas până uit, acel moment. Nu? Adică și te atunci uitai... am zis, ok, mai are rost să fiu supărat dacă nu intru sau dacă... Bun, și nu te-ai gândit să pleci? Că aici nu e de stat? Că asta nu m-am gândit să plec. Nu m-am gândit să plec pentru că aia era situația. Mai aveam contract destul de mult, echipa mergea bine, deci a început să... Deci tu te uitai cu coada ochiului la domnul Becali și nu-ți venea să crezi, nu? Că nu sunt convins, cum erai și tânăr, mai timid, cred că nu-ți venea să crezi, nu? Ce auzeai și cum îl vedeai, nu? Păi nu, pentru că eu nu credeam poveștile, că se vorbea și atunci că se mai fac schimbări. Bun, dar spune-mi și mie, cum zicea la telefon, că-s curios? Da, cum zicea? Nu, că-s curios, cum zicea? Vorbea la telefon cu cineva, cine? Nu știu cu nu, cine. Nu, și cum zicea? Zicea, ce să fac, ce zici, pe cine să schimb, dar nu știu cu cine vorbea la telefon. Așa. Și a zis, uite, nu știu, nu mai știu exact cine, Nicolici sau ceva de genul, a zis. Schimbă-l, sau bagă-l pe Nicolis, sau da, să intre sau să iasă, nu mai știu exact. Dar cum zicea, bă, fa așa? Da, nu vezi că nu suna pe cineva de la Steaua, suna pe altcineva. Nu a sunat direct pe cineva de pe bancă sau pe cineva de pe... Vorbea cu cineva înainte de schimbare, nu știu cu cine se confruntă. Și după aia, uite ce vreau să fac, să schimb pe Nicolis, să intre Nicolis. Dar n-am auzit telefon, probabil, nu știu, dădea mesaj sau transmitea prin altcineva asta, nu știu. Am înțeles. Și ai rămas șocată? Îți dai seama că în momentul am zis, ok. N-are rost să mai pun atâta suflet când vine vorba de schimbări sau că joc, că nu joc, pentru că nu mai este ceva... e neapărat legat de cum mă antrenez eu sau ce fac eu la antrenament.